Capitolul 24. O viață mai înaltă decât viața lui Dumnezeu, însăși ideea este incomprehensibilă. Cu toții știm că viața lui Dumnezeu e cea mai înaltă viață. Dar nu este așa. Cea mai înaltă viață în toată istoria Universului este viața lui Dumnezeu trecută prin moarte. Viața lui Dumnezeu înviată, aceasta este cea mai înaltă viață. Cel mai mare dușman al Domnului, ultimul său dușman, singurul său dușman, a fost moartea. Când cineva și-a învins cel mai mare dușman, nu mai are alt dușman. Un dușman mai mic decât cel mai mare dușman al tău nu-ți mai poate produce o durere mai mare decât aceea pe care ți-o poate produce cel mai mare oponent al tău. Înfrângerea celui mai mare dușman al tău îi plasează pe ceilalți dușmani mai mici în poziții mult mai slabe. Când ai fost lovit de cele mai rele circumstanțe posibile și te întorci victorios din cenușă, acele circumstanțe și-au pierdut ascuțimea tăișului. Puterea lor este frântă. Nimic nu îl poate opri pe Iisus Hristos pentru că El s-a ridicat deasupra morții. Oricare alt dușman va arunca asupra lui cu siguranță mult mai puțin decât a făcut-o moartea. Nu există un dușman atât de mare ca și moartea. Iisus Hristos a fost răpus de moarte, dar apoi El a răpus moartea înviind. Moartea nu va mai putea vreodată să-L mai atingă. Moartea e mai puțin decât este Hristos. De asemenea, răstignirea e mai puțin decât este Hristos. Ce înseamnă aceasta pentru tine? Acest domn triumfător și această formă de viață nouă, triumfătoare, este la tine. Lasă această viață să trăiască în tine. Lasă-o să te ducă la moarte. Îngăduie-i să te învieze apoi din durere, sângerare, distrugere și cenușa Golgotei și a morții. Îmbrățișează cerințele impuse prin răstignire, până când se arată cineva să pună în viața ta ceva mai rău decât a fi răstignit de creștini. Atunci a fi răstignit de creștini va fi mai puțin decât viața care operează în tine. Îți dai seama ce înseamnă aceasta pentru viața ta creștină? Poți să înaintezi în umblarea ta cu Domnul mai sus și mai mult până în ziua când ești lovit de ceva mai rău decât a fi răstignit. Nu este răstignirea atunci ceva de mare valoare? Nu vezi mâna lui Dumnezeu în spatele a ceea ce ți s-a întâmplat? Domnul tău ți-a făcut posibil să trăiești deasupra cruzimii oamenilor, chiar cruzimea creștinilor, fără teamă. Împacă-te cu răstignirea ta, te așteaptă învierea. Va trebui să te lovească ceva mai mare ca răstignirea, ca să te mai încurce în umblarea ta cu Domnul, lucru care este prea puțin probabil. Domnul tău crede că ai dreptul să trăiești prin viața învierii. Viața învierii este o viață care există numai dacă e o viață care a trecut din plin prin valea răstignirii. El așteaptă permisiunea ta, permisiunea de a fi răstignit în modul și stilul lui Hristos. Aceasta îi va da lui permisiunea să te învieze din mormânt. Protestele, strigătele, argumentele, neplăcerea și scurtăturile nu fac parte din căile lui. Nu încerca să creezi versiunea ta despre cum ar trebui să fii răstignit. Fii supus în cele ce au venit asupra ta. Și încă mai e ceva.